Salut dragi prieteni, eu sunt Cosmin de la atelierul de detailing și în urma discuțiilor, de fapt în urma comentariilor pe care le-ați lăsat în videoul trecut, cel despre uh, prețurile Duster-ului din România și Europa, uh, am hotărât să fac uh, un video separat cu captura, captura de pe laptop și să configurez un duster cu echipare esențial în România și un duster cu echipare acces, echipări similare, după părerea noastră, din Germania. Dusterul esențial, pachetul esențial la noi este 13.000 de euro, iar în Germania, cu Uh, echipare acces care costă de la, de la 11.490 de euro. Este important de la, de laul acela. Uh, o să vedeți de ce este important. Uh, până atunci vreau să fac așa o mică discuție, în sensul că vreau să vă anunț că o să începem un nou format de emisiune. Pe această, această emisiune o să o fac eu, Genul de analiză a prețurilor de pe site-urile producătorilor și o să fac o comparație între aceeași echipare din mai multe state europene, apoi o să analizăm fiecare echipare în parte, fără a intra în detalii tehnice, pentru că, mă rog, în detaliile tehnice o să intrăm atunci când o să facem review-uri mașinilor sau comparații între mașini, dar este. Este un format original, nu mai există pe YouTube, cel puțin eu nu l-am întâlnit. Deci acest format ne aparține în totalitate. Asta în cazul în care, să zicem, poate îl mai vedeți de azi încolo și pe la, pe la alte canale. Bun. Am avut așadar multe comentarii. Multe comentarii, unele pozitive, altele negative. Nu ne interesează comentariile negative. Ne interesează uh, și uh, o să șterg și am șters comentariile obraznice, comentariile insinuante, comentariile uh, de la talibani, ca să zic așa, oamenii care uh, văd în fața ochilor, nu mai o singură marcă uh, sunt uh, uh, foarte agresivi în exprimare, mă rog, în scris genul acesta de oameni, nu mi-l doresc, așa că vă puteți dezabona dacă vă știți sau dacă vă încadrați în tipul, în tipul acesta de personalitate. Nu îl dorim pe acest canal. În altă ordine de idei, un al, Alte comentarii uh, au mai fost că denigrăm uh, Dacia, nu, e departe și departe de noi de a denigra vreo mașină, vreo marcă, nu numai Dacia, orice marcă. Uh, noi am vrut să uh, punem niște întrebări. De ce în România nu se vinde echiparea acces? Dacia și-a canalizat atenția pe un efort de marketing care susține că uh, este ieftină. Da? Și uh, din acest motiv are și succes. Plus că are niște motoare uh, foarte bune. Uh, N-am comentat niciodată treaba asta cu motoarele Dacia. Renault nu mai Dacia. Ei, uh, problema e că uh, avem așa curiozitatea asta. De ce la noi nu există, uite cum există în Germania, această echipare? Echipare acces. Evident e o echipare care nu are nimic. Nu... Mă rog, e troacă, cum, cum, am zice noi. Dar noi o dorim. Noi o dorim pentru că poate unii dintre noi, mulți, și-ar dori un SUV care, pe care să-l poată cumpăra, uite, 11.490 de euro. De ce nu avem această opțiune? Asta am întrebat. Apoi am vrut să facem o paralelă, pentru că ăsta este argumentul uh, pasionaților uh, de Dacia, pasionaților Duster. Ăsta uh, e argumentul uh, că prețul e imbatabil. Nu, prețul nu este imbatabil. Găsim multe variante. La prețuri poate asemănătoare, poate puțin mai scumpe, dar puțin mai scumpe însemnând câteva sute de euro. Dar mult mai bine echipate. Noi am dat o variantă, Suzuki Vitara. De acord, putem găsi și la acea variantă. Unii, că nu-i. Nu, mă rog, nu mai intru, că nu vreau să fac foarte lung acest video. Ați înțeles primul și primul lucru, prima întrebare pe care am pus-o și pe care. Nu știu, și voi ar trebui să vă puneți de ce nu este uh, accesibil în România acest pachet de 11.490 de euro. Pachetul acces pachetul acces care nu se găsește numai în, uh, în Germania. Se găsește în Anglia, se găsește în Franța, ba chiar și în Bulgaria se găsește. Puteți verifica, v-am lăsat acolo în descriere. Mai multe site-uri puteți verifica Și v-aș ruga să verificați Sunt uh, talibani Așa le zic eu uh, talibanii uh, Dacia au intrat Nu că Nu este aceeași echipare Nu că vă rog Să intrați voi Ăsta a fost și scopul principal uh, Pentru care mai fac Încă un video despre uh, Și o să vă arăt cum, cum am configurat și de ce uh, considerăm noi că pachetul esențial vândut în România este similar. Aproape similar, evident, poți să găsești. Dar e aproape similar cu pachetul acces. Sau dotările acelea care contează, nu există uh, pe pachetul uh, esențial. Și cam asta e, haideți să începem să nu o lungim prea mult. Bun, uite, începem cu analiza și încercăm să configurăm. De la 13.000. Uite, selecția de echipamente standard. Pac, da? Haide să vedem. O să dau skip peste. Ia să vedem. Nu. Nu mai puțin să vedem pe care îl alegem. Ce benzină? Ok. Pe aceasta la alegem. Uite, opțiune pentru culoare. De la 300 de euro avem acest Blue Cosmos extraordinar, senzațional. Rouge Fusion. Superb. Și nu sunt ironic, chiar e superb. Arată foarte bine Dacia. Dacă e să o comparăm cu versiunea Uh, dinaintea ei. Uh, mult mai bine, ce să mai... Toată lumea cred că e de acord aici. Jante. Bun. tapiserie, O să trec repede. Adică uh, uh, intenția mea e ca prețul să rămână neschimbat. Evident, uh, noi analizăm partea aceasta. Uh, încercăm să analizăm. Uh, echiparea și să nu se modifice ceva din prețul inițial, da? Pentru că, evident, cu opționale o mașină poate ajunge la... mulți bani. Așa. Ia să vedem ce e aici. Uitați-vă, aerocondiționat, da? Haideți să vă mai zic încă ceva, că este într-adevăr o discuție. Acum funcție de dealer, funcție de oferte, prețul acesta se poate schimba. Aici este un preț pe site-ul oficial Dacia. Evident că puteți obține un preț mai bun și dacă vă duceți la dealerul zonal. Și poate dealerul zonal consideră că poate să taie din profitul lui numai ca să vândă volum. Da? Și el de aici probabil se poate juca cu prețul. Noi analizăm prețurile afișate pe site-urile oficiale de da, aceea din țările europene. Da? Nu vorbim de dealer, nu vorbim de oferte, nu vorbim de rabla, nu vorbim de alte lucruri. Asta n-aș vrea să fiu înțeles greșit. Apoi, da, vedem? Și adăugăm să vedem se schimbă prețul sau nu se schimbă prețul. se schimbă prețul. Nu mai este 13.000, este 13.760 de euro. Pentru o comparație, o comparație pe care noi am făcut-o în episod trecut, dar fiind foarte nu -ă, n-am vrut să ne lungim nici acolo. Și n-am crezut că este necesară să luăm și să filmăm întreg procesul ăsta de configurare a unei mașini, dar uite că se pare că pentru unii oameni este necesar și acest lucru. Bun. Mergem înainte. Unele prețuri, echipamente, pot să nu în tocmai ultimile date afișate Renault. Suntem de acord cu asta, în sensul că pot exista oricând și primesc în ultimul timp de când cu programul Rabla și... Pe Facebook, la sponsorizate, la reclamele sponsorizate, tot felul de oferte de la Dacia, de la Nissan, de la tot felul de mărci. Bun. Până și, uite, uite până și amărătul ăsta de radio. Dacă îi băgăm una adaugă, se schimbă prețul. Hai că nu vrem nici măcar un radio de 50 de euro. Hai să vedem sumarul. Sumarul este cam așa. Versiune esențial TV inclus. Motorul pac 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 standard, tot până aici. 13.000. Ăsta a fost scopul. Am vrut să luăm cel mai ieftin Logan, cel mai ieftin Duster, scuze, pe care îl putem găsi și de pe site-ul oficial dacia.ro. Acum suntem în Germania, am făcut așa un salt și am ajuns pe dacia.de. E, la dacia.de vrem să luăm acel pachet, pentru că eu, fiind un pasionat de Dacia și îmi doresc mult un SUV de la Dacia, dar nici nu am bani. Pentru că asta, asta, e reclama Dacia. Reclama Dacia este suvul ieftin. Și reclama Dacia se duce către oameni care caută lucruri ieftine. Asta e. Na, da, nu am făcut noi politica asta. Și dacă tot avem mulți amatori de suv ieftine, păi de ce nu avem și noi în țară programul ăsta, accesați? Da? Echiparea, sau cum eu zice, echiparea, accesați, care costă 11.490 de euro. Evident, de la. Da, și aici scrie de la. Hai să vedem. Cât putem. Uh, uite, aspirator de praf. Da? Uh, au pe site uh, un modul care traduce, dar la Duster asta a putut traduce. Aspirator de praf. E bun, și aici. Trecem repede peste, ați văzut mai înainte, nu vrem să alegem nimic, ne dorim cel mai ieftin și nu ne mai interesează altceva. Bun. Aer condiționat, așa. Bun, ia să vedem, adăugăm. Se modifică. Necesită o. Aici, Am înțeles. Deci aici dacă adăugăm AC, o să treacă în echiparea esențială, da? Deci nu ne lasă. Așa, înainte. Hai să vedem. Acces, da? Inclusiv, 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 inclusiv. Pachete de echipamente aici vă puteți voi pune cât doriți. Da? Fiecare uh, își poate configura mașina și puteți ajunge cu un Duster până la, eu știu, 20 și ceva de mii de euro. Dar uh, nu ne-am dorit altceva noi, pasionații și uh, fanii Duster, vrem ieftin. Că dacă ar fi, am fi vrut scump, nu am fi fost pasionați Duster. E o logică probabil uh, simplă. Deci cam asta este, dragi prieteni. Am făcut-o și configurarea asta ca să nu mai existe discuții. Uite, în Germania am reușit cu 11.490 de euro. Evident, cum vorbeam, și aici pot exista oferte. Cum pot exista și la pachetul esențial de 13.000 de euro, pot exista și aici oferte, cu siguranță. Că dealerii din Germania fac oferte și aici. Acum, ca să vă zic părerea mea. Părerea mea că în Germania, în Franța, ei au pachetul ăsta acces pentru că nemții nu le au troc. Sau poate le iau. Nu știu. -am, nu știu ce să zic. Dar noi românii ni le dorim uite așa, fără opțiuni, fără nimic. În prețul ăsta. Dar vrem să avem posibilitatea de a alege. Asta am dorit noi. Nu am zis nicăieri că Duster-ul ar fi o mașină bună. Am făcut un live, îl vedeți acolo, live din Duster, unde am prezentat uh, care e părerea noastră despre așa la prima vedere a Dusterului că n-am apucat să-l conducem foarte mult și băieții, eu filmam în spate, băieții au fost încântați de, despre cum se conduce Duster. Deci nu am zis niciodată că n-ar fi o mașină de luat în calcul. Nu am zis niciodată că uh, mașinile românești, că Dacia uh, nu merită. Am prezentat un Sandero, acum câteva episoade în urmă. Uh, N-am zis uh, nici acolo. Uh, acolo ne întrebam pur și simplu, dacă n-aș fi cunoscut mașina, dacă n-aș fi cunoscut omul, uh, dacă proprietarul mașinii, dacă nu l-aș fi cunoscut și nu aș fi știut uh, evoluția mașinii, de când a cumpărat-o, pentru că suntem rude. Deci eu... Cu... E, aș fi zis și eu, aș fi dat vina pe, eu știu, proasta întreținere. Dar am cunoscut și știu cum a, cum a fost întreținută mașina. Dacă nu aș fi primit mesaje, dacă nu aș fi primit comentarii, chiar voi, citiți comentariile. Mulți dintre voi s-au plâns cu uh, referitor la partea cu volanul, la exfolierea volanului și la mai multe. Citiți comentariile și o să vedeți. Sunt oameni cu care eu nu mă cunosc. Uh, au fost probleme. Hai să vedem de ce au fost acele probleme. Hai să nu mai fim așa... Uh, nici nu știu, am zis de prea mult cuvânt, de prea multe ori astăzi cuvântul ăsta și poate e nedrept așa să zic, talibani. Dar câteodată asta îmi faceți impresia, că sunteți acționari la firme, nu numai la Dacia, și la celelalte mărci despre care am discutat. Câteodată îmi dă impresia că sunteți acționari acolo și sunteți așa de supărăcioși încât dacă vă zice ceva despre mașina voastră, luați așa foc deodată. Nu mai există nimic mai bun des, decât mașina aia pe care o aveți voi. Credeți-mă, există. Tot timpul există variante mult mai bune decât ceea ce aveți voi. Ok, mie îmi pare rău că a trebuit să fac și con continuarea aceasta. Aș fi vrut un timp să lăsăm modele Dacia, că mi s-a luat de la ele. Uh, nu de la ele ca modele, de la... Uh, genul ăsta de comentarii pe care tot le, deci voi nu aveți idee câte comentarii șterg și câți oameni blochez. Foarte mulți. Pentru că nu suport obraznicia. Da? Noi nu am fost obraznici cu nimeni, aș cam cere același comportament. Nu mă interesează numărul de subscriberi, adică nu, nu pot să zic, nu sunt ipocrit, mă interesează, dar nu genul acela de subscriberi. Da? Genul de oameni care nu sunt chiar așa de pătimași, și genul de oameni care gândesc, care au un creier în dotare. Asta ne dorim. Oameni care au un creier în dotare. V-am salutat, deci nu uitați, o să, de săptămâna viitoare o să gândesc mai bine formatul de emisiune, o să apar și eu pe undeva. Asta a fost așa, cum să zic, pe nepusă masă. Mi-a venit deodată și am zis hai să înregistrez. Atunci o să configurez, ca să rămânem în tematică um, vizual, emisiunea. Dar uh, vreau să-mi spuneți și părerea voastră. Uite, ce părere aveți despre genul acesta de emisiune, unde nu, are, nu analizăm tehnic mașina, o analizăm din punctul de vedere al dotărilor, o analizăm din punctul de vedere al uh, concurenței, analizăm un, câte un model, analizăm analizăm prețul ac aceluiași model aceluiași pachet în alte țări, să vedem și noi cum merge, cum evoluează treaba asta în afară. Vreau să-mi spuneți părerea voastră. Evident, mulți dintre voi mi-ați dat multe idei în comentarii. Eu citesc comentariile și mă bazez mult pe secțiunea asta de comentarii. Aș vrea să, să ne dați idei uite despre cum am putea îmbunătăți acest forma de emisiune. Așa că eu vă urez mai puțină patimă și ne auzim. Nu știu când, dar o să ne auzim cu acest nou format. Vă salut! Zi frumos!